o altă carcasă, mult mai mare, tot de la Fractal Design. Dă-mi una treabă! Această carcasă este grea. Grea! Magnetic. Holy shit, man! Material fonoabsorbant și izolează bine împotriva sunetului, astfel încât carcasa să fie cât mai silențioasă. Carcasa Fractal Design Define S2 este un monstru de carcasă, extrem de bine realizat. Și cred că asta trebuie să fie deja concluzia. Dar, haideți să vă spun despre ea. În primul rând, este imensă, este foarte mare. Ai loc să bagi în ea, eventual, și un tico. Adică este atât de mare. Placă video n-are nicio problemă, poți să faci cel mai mare monstru posibil de placă video, o să ținte fără nicio problemă. Poți să faci un monstru de cooler. Dar atenție, totuși are acea limită clasică de 160 de mm, dar din câte se vede, culorul standard AMD este enorm de mult loc. Placă de bază, de asemenea, poți să pui un monstru de placă de bază, o să ținte fără nicio problemă. În partea din spate ai loc pentru două SSD-uri clasice plus încă 3 harddisk-uri clasice, iar în partea din față vine deja cu două ventilatoare de 140 de mm, iar în partea din spate un ventilator tot de 140 de mm, practic 3 ventilatoare de 140 de mm. Ventilatoarele nu sunt PVM, dar intră într-un hub în partea din spate. Hub-ul
este alimentat de către sursă, iar hub-ul este controlat de placa de bază. Poți să controlezi toate ventilatoarele, până la 9 ventilatoare, direct din placa de bază. Acel hub se alimentează cu o mufă SATA, iar el are 3 mufe pentru ventilatoare PVM și încă 6 pentru ventilatoare normale DC. Ventilatoare care totuși suportă monitorizare de turație și control de turație, ceea ce este freaking wow, freaking huge. Adică vine deja cu un fan controller integrat. Mare thumbs up. Iar ca și calitatea construcției, genial. Adică, sincer, tablă groasă, rigidă, poți să mă sui pe aia să sar pe aia și nu o să aibă nimic. Atât de bine este făcută. Panourile laterale sunt prinse cu 2 șuruburi, fiecare cu câte 2 șuruburi, care se deșurubează la mână. După aceea, sunt prinse magnetic. Adică dacă nu puneți șuruburile, panourile tot or să stea. Panoul din spate are material fonoabsorbant pe el. Acesta o să ajute la izolarea sunetului, la absorbirea sunetului interior și asta o să rezulte un calculator mai silențios. Partea de sus a carcasei se poate scoate. Are un buton, se ridică totul și dacă vreți să vă puneți în partea de sus radiatoare, dacă vreți water cooler, IO sau direct ventilatoare, sau dacă vreți puteți să-l lăsați închis, iar acesta în continuare o să izoleze fonic. Practic, mai puțin zgomot. În partea din fața carcasei este închisă, iar pe lateral este o fantă destul de măricică, practic mult mai mare decât la carcasa noastră FSP, iar în partea din lateral a carcasei, practic bucata din față, are filtre de praf. Practic, puteți să desfaceți partea din fața carcasei, să dați acele filtre de praf jos și să le curățați, dacă aveți mai. În partea de jos a carcasei, toată distanța carcasei are filtru de praf. Acesta se trage din partea din față ca să-l scoateți și să-l curățați. Toate aceste lucruri fac viața mult mai ușoară. Ca wire managementul dinăuntru este ușor de realizat dacă aveți o sursă destul de bună. Noi am folosit o sursă Lux de la Aerocool, o sursă cu LED-uri care am zis că o să dea bine, doar că cablul de alimentare pentru placa pentru procesor este la limită, practic nu am putut să facem routing-ul cum am vrut noi. În continuare, ne-a ieșit wire managementul destul de bun și deși noi ne-am luat sursa cu LED-uri, din păcate partea de jos nu are fereastră și nu se vede sursa. So, yeah. Dar hei, este o carcasă teoretică adresată celor care nu vor full RGB, pentru că dacă drive-ul RGB, nu stai una direct de la ei cu RGB, cu ventilatoare cu RGB. Aceasta este dark, cu mici accente de alb, atât în partea din spate, cât și în partea din față și ventilatoare sunt cu alb, ca să dea așa o mică tentă. Ventilatoarele sunt destul de silențioase. Am făcut un test de stresare a procesorului să văd la ce temperatura maximă ajunge și cu această carcasă, cu turația maximă a procesorului și turația maximă a ventilatoarelor, abia se auzea, iar procesorul a ajuns la maxim 89 de grade. Cu calculatorul în aer liber am văzut maxim 88 de grade. Este diferență doar de un grad. Așa că această carcasă răcește foarte bine. Circulă aerul foarte bine în ea. Într-adevăr, este un procesor, un AMD Ryzen 7700X, ce consumă 120 W în full power, pentru că atât a indicat aplicația cu care noi ne monitorizăm toate informațiile. Dar totuși, sunt 120 W. Nu este un procesor slab, nu este de exemplu un i3 sau un Atom 3000G. Este un procesor care consumă destul de mult curent și degajă destul de multă căldură. Practic, dacă este un procesor mai cald, un procesor care consumă mai mult curent, cum ar fi un Threadripper sau un Intel 10900K sau seria lor specială de Pegia 2000, mă rog, dacă mai sunt pe piață, practic și acele o să răcească destul de bine în această carcasă. Și cum ziceam, puteți să vă puneți un monstru de placă video, nu o să aveți nicio problemă. Și dacă încă folosiți acele harddiscuri clasice mari, aveți loc pentru 3 dintre ele. Noi ne-am folosit de unul din acele bay-uri ca să ne stocăm șuruburile de la această carcasă în caz că vrem să o refolosim sau vrem să o demontăm, să o dăm mai departe, vor fi tot timpul acolo. Ca și concluzie, deși am zis și de la început, este o carcasă foarte bine făcută. Sticla este groasă, este securizată și vine direct cu avertisment. Atenție, se poate sparge, pentru că da, se poate sparge. În partea din spate se poate vedea că, atenție la detalii, sursa se poate scoate în afară ca să o montați și avea. După aia băgați înăuntru, nu vă chinuiți să o băgați în interior ca la altele. Da, am avut probleme cu altele. Și, le zic așa, bonus, dacă vreți, puteți să vă montați inclusiv placă video vertical, pentru că, da, vine cu locaj special, doar dacă aveți o placă video cu de 3 sloturi, nu vă recomand să faceți acest lucru, pentru că o să fie mult prea aproape de sticlă, de panoul lateral și placa video o să fie așa un mic cuptor, pentru că nu are de unde să-și tragă aer.
Și cam aceasta este carcasa Fractal Design Define S2. Dacă v-a plăcut acest clip, nu uitați să dați un thumbs up, nu uitați să comentați. Dacă aveți întrebări, nu uitați să dați un share ca să vadă prietenii voștri. Avem o pagină de Patreon, avem un server Discord unde răspundem destul de repede. Avem o pagină de Facebook, o pagină Twitter, o pagină Instagram. Dați un like și acolo. Eu sunt Lucian, noi suntem Vlog Tehnica și aceasta este carcasa de la Fractal Design Define S2. Ne vedem data viitoare. Bye!